Seria 10. Da, în primul rând, bună ziua. A fost un meci destul de disputat, am întâlnit liderul acestei serii. Un rezultat bun pentru noi. De acum, cel mai important pentru noi este să nu pierzi meciurile, să acumulezi un punct sau trei puncte. A fost un meci destul de echilibrat. Într-adevăr, au Zalo o echipă bună, nu degeaba sunt pe primul loc. Au avut o situație două de a marca, dar din greșelile noastre, dacă eram puțin mai tehnici, acele două situații nu le aveau. Am avut determinare, într-adevăr, au fost pentru unii jucători și un pic emoții și s-a văzut, dar mă bucur foarte mult că am reușit să nu pierdem meciul și dacă eram un pic mai atent, puteam să-mi scriem prin Ștefănescu. Una peste alta vreau să-i felicit pe băieți, mă bucur foarte mult pentru acest rezultat și sunt convins în continuare că vom obține puncte și vom salva echipa de la retrogradare. Zalău, o organizare foarte bună pe faza defensivă. Crezi că acest lucru v-a încurcat? Într-adevăr, știam despre ei că stau foarte bine în defensivă, sunt foarte bine organizați. Da, într-adevăr, nici noi nu prea am avut așa de multe situații, pentru că, într-adevăr, sunt o echipă foarte bună pe faza defensivă, dar, repet, le-am spus și băieților, în primul rând să nu luăm gol, în al doilea rând, dacă înscriem, câștigăm, dacă nu, nu pierdem. Este un punct de moral, este prima etapă din acest an. Sunt convins că ușor, ușor vom obține puncte. Surprinzător pentru foarte multă lume, Răzvan Tinco a ales Baia Mare în detrimentul altor oferte pe care le-a avut și toată lumea se întreabă ce te-a determinat să vii la Baia Mare. Da, pot să vă spun sincer că am avut oferte de la echipele pe primul loc și am avut vreo 3-4. Dar eu când mi-am dat cuvântul că vin la Baia Mare, nu m-a interesat absolut deloc. Am venit cu sufletul deschis, cu inima deschisă și vreau să ajut această echipă ca anul următor să tragem la promovare. Cum vezi drumul pentru salvarea de la retrogradare în acest sezon de primăvară? Nu va fi deloc ușor, sunt convins de lucrul acesta, dar avem echipă foarte bună, avem jucători de calitate, avem jucători care se antrenează foarte bine în fiecare zi și veți vedea de la meci la meci o creștere în joc a noastră și veți vedea că vor veni victorile și vom face lumea fericită din acest oraș frumos. Ai venit de la Iași, acolo antrenor Leo Gruzav, fost jucător la Baia Mare. Cum este să lucrezi cu Leo Gruzav? Cu domnul Leo am lucrat mai bine de 8 ani împreună, în total. Și de la dânsul am preluat mentalitatea de învingător și de muncitor și de jucător care își dorește tot timpul să câștige. Când nu poate câștiga, nu pierde. Și cu această mentalitate vreau să le influențez și colegilor mei. Dacă nu putem câștiga, nu pierdem. Și veți vedea că ușor, ușor această echipă va arăta foarte, foarte bine. Crezi că meciurile din play-out vor fi adevărate finale pentru voi? Fiecare meci va fi o adevărată finală, având în vedere locul nostru în clasament momentan. Vor fi meciuri grele, vor fi meciuri foarte, foarte importante. Vom trata fiecare meci foarte, foarte serios și vom trata fiecare meci la victorie. Cu o atitudine ofensivă mult superioară celei din tur, crezi că veți putea aduce puncte de afară? Bineînțeles. Cum am spus și mai devreme, fiecare meci pe care îl vom juca, îl vom trata la victorie. Că jucăm acasă, că jucăm în deplasare, noi vom merge să câștigăm. Bineînțeles, vom fi foarte atenți și pe faza defensivă, dar ne dorim să câștigăm meciul, indiferent că jucăm acasă sau în deplasare, pentru că, cum am mai spus și mai devreme, avem calitate, avem jucători foarte buni, avem echipă bună care merită să facă puncte. Din play-out vă va ajuta și Paul Batin. Bineînțeles, este un jucător care nici nu mai are rost să mai spun nimic despre el. Este colegul meu, am lucrat cu el, am fost colegi foarte mult timp, îl cunosc foarte bine, ne va ajuta, este un jucător ambițios, își dorește să înscrie, își dorește să câștige echipa și își dorește ca această echipă anul viitor să aibă obiectiv promovarea în Liga 2. Etapa viitoare, deplasare la Crișul Sfânt Andrei, echipă din play-off deja. Astăzi învingătoare la Sănătatea Cluj. Cum vezi această partidă? O partidă din nou fără principalul Ciprian Danciu pe margine. Antrenorul din teren? Eu voi fi antrenorul din teren, de la antrenamente. Am și eu o anumită vârstă. Îmi doresc să-i ajut pe colegii mei, nu numai pe cei tineri, și pe cei care au vârsta medie. Va fi un meci destul de greu, pentru că și Sfânt Andrei au o echipă bună, au niște jucători care au cochetat cu Liga 1, joacă și acasă, au
joacă destul de bine și acasă, repet, va fi un meci greu, un meci disputat, dar cum poate nimeni nu ne dădea nicio șansă astăzi în fața Zalăului, probabil că nici etapa viitoare mulți vor comenta că n-avem nicio șansă, dar veți vedea că vom obține rezultat pozitiv. Este un plus pentru echipă faptul că în foarte multe momente ale jocului îți așezi cu echipii în teren, dai indicații, deci treci la maxim meciurile. Trăiesc la maxim meciurile, vă spun, pentru că așa am fost obișnuit și așa am crescut cu mentalitatea aceasta. Fiind și fundaș, îmi doresc să nu iau gol, iar pentru a nu lua gol trebuie să stăm foarte bine defensiv. Mă bucur foarte mult că n-am luat gol, mă bucur foarte mult că am obținut un rezultat pozitiv și îmi doresc ca meciurile viitoare să mă bucur și de viitor. Îți mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.